Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi ne vom uita la Skibidi WC-ul 61 pentru că tocmai ce a fost lansat și vreau să vedem toate secretele și toate misterele din acest episod nou-nouț, așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și fiți atenți ce se întâmplă în Skibidi 61. Cine e ăsta, frate? Cine este ăsta? Are lanterne? Și ia uitați-vă ce poate să facă, dar vom vedea mai multe în cele ce urmează. Așa că, înainte de asta, hai să vedem o mică recapitulare, pentru că eu nu am văzut toate episoadele până la 61. Cred că 60 și 59 nu le-am văzut, așa că vreau să le văd în momentul de față și vom vedea și 61 mai târziu puțin. Vom pune și pauză pe episod ca să vedem toate secretele, așa că dacă vă place Skibidi WC-ul, vreau neapărat să apăsați pe butonașul de like în acest moment. Aveți 3 secunde la dispoziție, hai să vedem! 1, 2, 3 și like! Sper că ați apăsat acolo pe acel butonaș de like și hai să vedem ce se va întâmpla. Deci ce se va întâmpla? Asta, dacă nu mă înșel, am impresia că l-am văzut. Era omul difuzor care era de partea WC-urilor, pentru că era controlat de WC-uri. Dar hai să vedem ce se va întâmpla, că vreau să văd recapitularea, pentru că dacă mă uit doar la episodul 61, nu va avea nicio logică. Vine asta cu ochelarii lui șmecher de soare și cu o grămadă de lasere, varianta MK2 a WC-urilor Skibidi. Hopa, omul desfundător, deci ăsta face praf pe toată lumea, dar de data aceasta... N-a mai reușit, a fost aruncat pe jos din păcate. Și Hopa, Ia vezi că se duce deja MK2-ul. Praf l-a făcut. Și acum vine după omul difuzor. Mamă, dar bătălia asta este intensă, frate. Uitați-vă cât de giganți sunt ăștia. Și ăsta zice, stai mă prietene, așa, ia du-te mă de aici că îți dau niște palme. Bam, i-a dat. Deci nici măcar n-a reacționat în niciun fel. Pur și simplu i-a dat două palme și pa la revedere. Bun, și bătălia e cu ăsta mare. Pentru că ăsta mare e foarte, foarte puternic și e de partea WC-urilor. Dar acum a zis că a venit cineva acolo în spate și îl deconectează de la controlul WC-urilor. Ia că a venit și ăsta. Trageți în el. Uite-l cum îi face fața. Varianta MK2, dar s-a speriat, că nu mai are și suport. Au reușit să-l deconecteze pe ăsta. Îl ajută și pe omul desfundător de WC-ul. Gat. Uite, ăsta-l controla. Ăsta a controlat totul. Și acum, papa, s-a zis cu tine. Și acum ăsta își revine și poate să se alăture din nou cameramanilor și, na, echipei. Pentru că nu, în echipa cameramanilor nu sunt doar cameramani. Sunt și TV-uri, sunt și boxe, sunt și o grămadă de alte chestii. S-ar fi ca un fel de sistem home cinema sau ceva, nu știu ce ar fi. Iar ăsta ar fi un fel de proiector, dacă nu mă înșel. Bun, și trecem la episodul următor. Și hai să vedem ce va urma. Hopa, ăștia s-au ascuns pe un stâlp. Mamă, WC-ul Skibidi din mănâncă cameramanii. Doamne, ia uitați-vă. Ok, nu știu dacă l-am văzut pe ăsta. Nu țin minte să-l fi văzut. Mamă, dar vine ăsta și face curățenie. Ce vorbești? Dai mă, rupel. Hai, puteți să vă dați jos, cred. Cred că ar trebui să fie în siguranță. Hopa. Gata, l-a liniștit și pe ăsta. Vezi că vin din spate elicoptere. Mamă, câte sunt! Vai de capul și de zile mele. Dar ăsta cu siguranță nu l-am văzut. Sau cel puțin nu țin minte să-l fi văzut. Wow. Mamă, cum se învârte. Ce asta, mă? Incredibil cât de șmecher a fost mișcarea asta. Și vine și ăsta la din spate să-i ajute. Păi, cu ăștia doi nu știu ce șanse au cei de la Skibidi WC-ul. Sunteți de acord cu mine? Că nu prea. Ce șanse au? Nu știu ce să zic. Ok, ăsta trage apa la Skibidi WC-uri. Mamă, ok. Cred că trebuie să-mi retrag cuvintele pentru că Skibidi WC-urile au și ei pe unul mare. Dar stai așa că vin băieții. Ia uite, bă! Oh! Nu reușesc să facă mai nimic împotriva lor, deci... Cred că Skibidi WC-urile au o problemă. Ce a făcut?
Ok, la asta nu mă așteptam. La asta nu mă așteptam. Like! Uite, și ei dau like. Deși voi sper că ați apăsat pe butonașul de like la acest episod, pentru că chiar e mișto, frate, Schibidi VC-ul. Și de ce nu, dacă mai lansează episoade, eu zic că chiar e tare să facem niște episoade de reacție. Și cred că au scăpat de Schibidi VC-uri de tot din zona aceasta. Cel puțin n-am mai văzut să mai fie. Dar hopa, la cine uităm aici? O, ăsta e nou, ăsta e nou nouț, abia lansat. Vorbesc între ei. Uite cum își face față și gura. Dar ce îi zice oare? Vreau să mă duc până la magazin să cumpăr ceva. Nu te duci nicăieri. Ce? Ok, nu știu ce îi face. L-a luat de cap. A venit ăsta să se ia de el. Ăsta ar fi șeful lor. Ăsta cred că e șeful cel mai mare. Plecați, bă, de aici, lăsați-l în pace. Aha, sunt prieteni, ia uite. Mulțumesc. Cu siguranță i-a zis mulțumesc. Mamă! Ok, asta nu-i bine dacă ne-a văzut. Like! Like! Atâta mai poți să mai faci? Wow! Incredibil. Vreau să văd episodul acesta, vreau să-l mai văd un pic, să pun pauză pe anumite părți, pentru că mi s-a părut foarte interesantă toată treaba asta și ăștia au văzut chestia asta cu ajutorul unui TV. Deci hai să stăm un pic în spate. Vreau să vedem noi. Uite, putem să dăm chiar de aici, pentru că de aici practic noi nu prea am văzut episoadele astea. Cine este ăsta? Ok? Cine este ăsta? Pentru că pe ăsta nu l-am mai văzut. Uitați-vă foarte, foarte atenți, pentru că el are, pune și niște ghiare pe laterale. Uitați-vă. Asta e destul de greu de văzut inițial, dar da, are niște gheruțe așa pe laterale, tunuri peste tot. Și el s-aștepta ca ăștia să îl apere, să-i apere spatele, dar se pare că nu prea au reușit să facă chestia asta, pentru că uitați-vă și voi. Au venit ăștia doi și au făcut praf totul. Dar ce mișcare asta de rostogolire, uitați-vă, hop! Practic el înainte de asta avea o pălărie pe cap, vedeți? Bine, nu pălărie, ci un fel de armură mai degrabă. A vine asta peste el, se rostogolește și nu mai are nimic, uitați-vă puțin, i-a dat armura jos. Și, bine, mișcarea asta, la asta nu mai știu să mai comentez. Și vreau să văd faza aia când îi bagă toate armele, ia uitați-vă. Ia. Și că ia mă toate armele astea și du-te. Alea erau tot armele lui, deci mi se pare corect că i le-a dat înapoi. Până la urmă trebuie să fim corecți. Ăsta face surfing pe un WC zburător. Adică destul de șmecheri băieții ăștia doi. Nu știu dacă au vreun nume. Scrieți-mi în comentarii dacă voi știți că au ei vreun nume sau nu. Dar eu personal nu știu dacă ar avea. Și pălăria, dacă vă uitați foarte atenți, ăsta e un secret. Ia uitați-o, pălăria e chiar aici. Deci până aici i-a zburat pălăria acelui caracter. Și aici vin oamenii difuzor. Boxele zburătoare. Acolo sus avem pe cineva care dansează. Observați? Ia uitați-vă mai atenți. Ia uitați-vă. Ați văzut? Cineva care dansează dansul ăla din Fortnite. Ia uite, încă cineva care dansează aici. Omul cinema, nu știu ce e ăsta. Așa. Cameră zburătoare pe ceva, nu știu pe ce zboară astea. Și aici se creează prietenia lor. Și acum hai să vedem aici secretele. Deci fiți atenți la faza aceasta. Ce avem noi aici în fundal? Avem practic o bază aeriană, deci își fac aici baza lor pe o bază militară care exista deja. Și aici avem un Schibidi VC-ul Păianjen. Iar ăsta e cel care se poate teleporta, dacă nu mă înșel. Nu sunt sigur, dar pare că ar fi ăla care se poate teleporta. Vine și spune ceva la ureche care nu prea-i convine. Uite, vorbesc, dar ei vorbesc ca și cum sunt prieteni, adică... Să vezi, îi spune ceva... Ce, bă, nu prea îmi convine situația aceasta. Se răstește la el și pe aia vine cineva și îl ia de cap. Care-i faza? Ia uite. Vedeți? Cine e ăsta? Cine este ăsta? Și ce vrea mai exact? Pentru că e foarte, foarte ciudat. Adică, și... Cu ce îl ia de cap? Ce e chestia aia? Deci, ciudat, e ca un clește. Vedeți? Ia uitați-vă. Deci e ca un clește. Și efectiv îl ia de cap.
Și nu știu ce-i face. Vezi că are mai mulți clash de ăștia, uite. Unul aici, unul aici. Deci practic are 3. El poate să zboare. Unul pe care nu l-am văzut e ăsta de aici. Un schibit diveceu pe Yangen. Și ăștia sunt schibit diveceuri normale, doar că sunt schibit diveceuri cu armură. Pentru că schibit diveceurile normale sunt cele albe, cum ai și tu veceu în casă, de exemplu. Ei, astea sunt altă nuanță. Deci sunt cu armură, la fel cum este și varianta MK2. Dar asta este mai avansată, bineînțeles. Nu știu ce face, trage de cap, că nu știu, uitați-vă la fața lui, adică... Și ăsta vrea să tragă în el. Deci s-au certat atât de tare. Acum, eu acum am văzut chestia asta. Deci vrea să tragă în el. Wow! Noroc că a venit ăsta din laterală și l-a oprit. În ultima secundă, practic. Iar ăsta, v-am zis, ar trebui să fie șeful cel mare. Acum nu știu dacă... Dacă chiar așa o fi. Bă, i-a rupt o mână de-aia. S-a enervat foarte tare. Ăsta pleacă deja. Și a plecat și celălalt. Acum ăsta e foarte fericit. Uitați-vă la fața lui. Bă, deci nu se bate așa ceva. De la început, de când băiatul ăsta a început să facă seria asta cu schimbii DVC-urile, tot timpul mi s-au părut fețele caracterilor foarte, foarte ciudate. Pentru că, până la urmă, caracterele acestea sunt niște caractere din Half-Life. Dacă v-ați jucat, eu personal m-am jucat. Și să le vezi așa, expresiile lor faciale sunt foarte, foarte ciudate. Ok? Bun, hai să vedem mai departe. De ce dintr-o dată se uită la noi? Dar și ăsta ce urât începe să se uite. Vedeți? Ok. Like. Și acum o să urmeze episodul 61 imediat. Pentru că ăsta este episodul nou-nouț. Am vrut să facem până aici o recapitulare la ce s-a întâmplat mai exact. Și acum vom avea episodul 61. Ăsta este. Oh! Ăla venea cu un fierăstrău. Da, aici e un schivit de WC-ul nou, pe care nu l-am mai văzut până acum. Cine-i WC-ul ăsta? Are lanterne și zgomote foarte puternice și e foarte, foarte bun, pentru că uitați-vă puțin. Îi face praf pe ăștia. Mă, ce-s cu ochii ăia? Acum am văzut ce ochi are. Cine e ăsta? E fata boxă. Dar are căști și nu poate să-i facă nimic. Uuu, i-a întors racheta. Mamă! Wow! What? Trage apa la WC-ul? Gata, l-a liniștit. Mamă, frate, îi dăm un like? Sau nu-i dăm like? Eu zic că îi dăm like, pentru că... Ia uite, bă, ce dansează ăștia. Da, a început toată lumea să danseze. Bun. A, îi dăm și like. Îi dăm și, bă, îi dăm și like până la urmă, corect? Mi se pare corect. Hai să vedem episodul ăsta în detaliu. Hai să dau de la început. Deci aici la început avem un cameraman care fuge fără o mână și v-am zis că ei sunt roboți, până la urmă nu sunt oameni, pentru că vedeți și voi, sar scântei și toate cele. Vine ăsta și taie cameramanii cu fierăstrăul. Ăsta fuge speriat, a reușit să fie salvat, dar ce nu știu ei e că vine domnul acesta, care nu știu cine e, dar uitați-vă puțin, că are aici... un calculator în spate, nu știu, ca un fel de server, rachete, lanterne și mai are în spate niște chestii. Dar, bineînțeles, este tot un WC-ul. Deci are aici ăla de tragi WC-ul. Dar, vedeți, lanterne, sunete puternice și acum trage cu lasere sau cu rachete? Nu sunt sigur cu ce a tras acum. Dar cred că cu rachete, pentru că astea din spate par a fi doar jetpack-urile. Dar uitați-vă la ochii lui. Care-i faza cu ochii lui? Are... 4 ochi? Sau cred că sunt mai mult de 4, pentru că dacă e să luăm așa, ai 1 aici, 2, 3, 4, 5, 6, dacă te uiți foarte, foarte atent, sau 7, 8, s-ar putea să aibă 8 ochi. 8 ochi? Ce e în neregulă aici? Dar vine fata boxă, care are o altă nuanță, e o boxă roz, ceea ce nu cred că am mai văzut până acum în seria aceasta, o boxă roz. Aplaudă și că, hai, salut băiatul, bravo, mare lucru ai făcut tu aici, nu mă impresionezi. Și aici, bă, vrea să tragă în ea, la fel cum a tras în ceilalți, doar că nu se așteaptă ca ea. Ia uitați-vă, deci a dat un pumn la racheta asta, de-a întors-o înapoi,
spre el, direct în față. Aici ați văzut și voi mișcarea, ceva ce eu n-am mai văzut până acum la schibit WC-uri. Practic el nu mai poate să vadă acum. Și uitați-vă la fața lui. Bă, deci schibit WC-urile astea au niște fețe ciudate, rău de tot. Rău de tot. Ce, acum atrage apa. Ok. Și acum ăsta este noul caracter din schibit WC-uri. Bă, dar ce e asta? E o navă boxă? Cred că așa e, din ce văd eu aici. Și aici toată lumea începe să danseze. Ia uitați-vă. Mare dans ce bagă toată lumea. Și la final, bineînțeles, dăm și like, pentru că ne-a plăcut foarte mult ce am văzut în episodul de astăzi. Dacă și vouă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim, bineînțeles, data viitoare. Pa, pa!